Bună ziua și bine ați venit la Business On Air. Discutăm despre economie. Astăzi avem o temă ceva mai specială legată de industria de telecomunicații, pentru că Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ANCOM, a publicat recent spre consultare documentația licitației 5G. Știți ce este vorba despre această licitație, despre care s-a discutat destul de mult anul acesta. Sunt așteptări mari legate de această licitație, atât din partea statului, cât și din partea operatorilor Telecom. Pentru această temă l-am invitat alături de noi pe domnul Nicolae Oacă. Domnul Oacă este consultant în domeniul telecomunicațiilor. Bună ziua, bine ați venit la RFI, mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Așa e, în 29 iulie, dacă mi-aduc bine aminte, am cum lansat în, în consultare documentația licitației, documentație bogată, 10 uh, fișiere principale, plus încă 8-9 sau 10 uh, secundare. Câteva am văzut că le-ați studiat și a... câteva sute de pagini, da. Mi-a cam luat o săptămână și ceva să citesc uh, sute de pagini uh, și uh, am... în urma citirii, am făcut câteva observații uh, pentru că Ancom a invitat până pe 2 septembrie, adică luni, uh, să fie trimise observații de către mm -hmm. uh, cei interesați din piață, m-am folosit de această ocazie pentru a face public observațiile mele. Uh, Excelent. Uh, sunt, să spunem așa, împărțite în mai multe da, teme. Ca da. Să dacă mă Să începem așa, întâi da? cu spectru. Vă rog. Uh, se oferă Ce înseamnă spectru? Spectru, benzile de frecvență uh, <coughs> uh, oferite spre vânzare. Sunt mai multe benzi de frecvență oferite. Unele noi, uh, și nou alocate tehnologiei 5G și mă refer la banda de 700 și 3400 și sunt oferite în premiere pentru tehnologia 5G, alături de care mai, sunt, mai, este și spectru care a rămas nevândut din, din concursurile anterioare. O primă observație care se poate face aici este că unele benzi de frecvențe sunt perturbate de emisiile din țările vecine emisii de televiziune, comunicații mobile aeronautică și așa mai departe cele de la graniță bă, nu, în, în, de, de, grani, în zone de graniță, de graniță da. uh, în, uh -huh. pentru unele benzi de frecvenție se spune când va înceta emisiunea emisia respectivă emisia perturbatoare pentru că uh, România, reprezentată de acum, uh, duce tratative cu țările respective. Dar există și benzi de frecvență, dacă mi-aduc aminte, 700, nu știu dacă și 3,4 GHz, în care nu se prevede o dată certă de încetarea emisiunii. Uh, în acest caz. Uh, Cred că mai normal ar fi ca aceste benzi de frecvențe cu probleme să nu, să nu fie scoase la vânzare, mai ales că termenul de folosire a lor nu este 2020, este undeva 2021. Deci ar mai fi timp întâi să se rezolve problema. Sigur că întâi să se rezolve problema, avea, apoi se trebuie să se vândă nu? un bu un bun al cărui <coughs> uzufruct să fie deplin. Mm -hmm. o, încă o dată o, mă rog, opțiunea dumneavoastră și părerea dumneavoastră este că acestea ar trebui scoase de la vânzare până de, nu se rezolvă de problema perturbațiilor okay. uh, Aveți un alt... punctul 2 Prețuri Alvă... de pornire inadecvate spuneți reducerii de calajul față de unul european Așa este, uh, am analizat uh, materialul conține o analiză am anunțit un studiu echipa Ancoma a studiat bine ce se întâmplă în Europa și a propus niște prețuri de pornire Uh, în concordanță cu ce se întâmplă în Europa. Și s-a uh, folosit acest prilej pentru a se distanța de ordonanța de urgență 114 care cerea miliardul. Deci s a făcut calcule... Un miliard de euro în total. Un miliard de euro în total. Uh -huh. uh, acum a ieșit aproape la jumătate. Deci spuneam uh -huh. că s-a încercat un calcul corect. Dar calculul ăsta ține cont de euro pe megahertz pe populație, dar nu ține cont de faptul că România este... Se bate cu Bulgaria la ultimul loc în Europa în privința indexului DESI, Digital Economy Society Index, Indexul de, de Digitalizare a Economiei și a Societății. Licitația 5G și strategia 5G trebuia să fie o oportunitate pentru ca România să reducă acest decalaj, să ieșim din coada Europei. Din acest punct de vedere cred eu că prețurile de pornire trebuiau puse zero, uh, să se dea licențele uh, gratis, uh, bineînțeles cu obligații uh, de acoperire foarte rapidă din partea uh, celor care îi luau licențele și obligații din partea statului să, uh, să uh, utilizeze aceste servicii în de stat, învățământ, cultură, uh, ce mai este medit sănătate și așa mai departe, orașe inteligente. Deci, inteligențe. Un, deci un chiar un 0, 0 mi se pare revoluționar. Adică, nu știu dacă da, ar sunt, accepta să zicem, sunt, sunt știu, care publicul au, românesc ideea de a da. Cu zero lei. De ce? Pentru că banii se spune, benzile sunt ale poporului, da? Uh -huh. Dacă prețul este zero, operatorul va reduce tarifele în continuare. Dacă prețul va fi foarte mare, prețul acesta se va găsi în tarife. Într-un fel, românul tot la fel va plăti. Direct uh -huh. sau indirect. De acord. Și spuneați dumneavoastră că în loc de acest preț de plecare sau prețul pentru da. aceste licențe, să fie avut obligația de a face investiții în educație, în sănătate. De da? statul să. de operatorii, pe de-o parte, ar fi oferta operatorii să dezvolte rețelele de 5G rapid. Uh, și pe de altă parte, cererea să fie uh, impulsionată de către, sta, de către guvern, uh, entitățile de stat să adopte aceste servicii, sănătate, cultură, cum am zis, educație, uh, știu, eu, orașe inteligente și așa mai departe. Ar trebui o strategie națională de digitalizare, de reducerea decalajului față de restul Europei. De acord, eu încă o opinie demnă de luat de în seamă, cred eu. Mergem mai departe, ați vorbit despre plata taxelor de licențiere în timp rezonabil. Despre ce este vorba aici? Da, documentul licitației e, prevede în premiere, ca să zic așa, un timp record de plată a taxelor de licențiere. 15 zile, n-am mai pomenit așa ceva. Mă uit înapoi în 2004... Când s-au dat licențele 3G, au fost 35 de milioane o licență, s-a plătit, s-a dat parcă 30 de milioane de, de dolari, s-a dat 10 milioane, dacă mi-aduc bine aminte, o primă tranșă și s-a dat licența. Și după aia restul, în 5 tranșe anuale, deci în total în vreo 6 ani s-a plătit. Și în 2004 și în 2006. În 2012, când a fost licitația pentru, pentru uh, licențierea 4G, s-a plătit în 9 luni. În nouă Benzile Aha. LTE Atunci în nouă a fost suma aceea mare 682 de milioane de, de, milioane de, de, euro. de, de euro Deci mm -hmm. o sumă mare Operatorii Trebuie spus că operatorii nu stau cu banii Pe masă și așteaptă Pe, pe operatorii banii acestea îi costă Acum S-a pus un termen de 15 zile Este clar la comia guvernului De a lua banii cât mai repede Și care Credeți că va impieta, va avea o problemă acest termen asupra uh, prezenței la uh, licitații. Nu, termenul ăsta hmm. nu va nu va nu, neapărat, nu, va, neapărat, nu va, dar nu de o rezonabilitate a businessului până la urmă, că despre asta da, vorbim. Da, 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 da. Bun, uh, propunerea este de, de la 15 zile la câteva luni, cum spuneți. Uh, e tot o diferență nu, extrem nu, de mare. Sunt sunt două propuneri uh, în analiză. Uh, una este ca să se plătească în câțiva ani. Cum s-a făcut în 2004-2006, de exemplu, 5-6 ani, se plătește o taxă la început, să zicem un, o treime la început sau un sfert, și după aia, uh, defalcat în 5 ani, uh, bineînțeles, corelat... Sau măcar câteva luni, spuneați că a fost și varianta de câteva luni. Asta, sau... asta e, nu, discut prima variantă. Prima variantă, ok. Uh, deci, la început, să zicem, un sfert sau o treime și restul de, uh, decalat în, în 5 tranșe anuale, sau, da. cum s-a făcut la licitația din 2012, plata în 9 luni. Da, deci sunt variante, să zicem, mult mai da. Nu văd soft, nicio grabă decât lăcomia guvernului. Da, nu eu văd graba poate legată de nevoia de bani a bugetului, pentru că știm că nu. avem o, o deci problemă. Noi dăm niște licențe uh -huh. și vrem ca ele să fie folosite. Operatorii oret, oret. trebuie să investească, să dezvolte rețele. Și atunci operatorul ce face? Dă bani întâi pe licențe și după aia se duce să mai împrumute din nou ca să, să dezvolte și infrastructura. De acord, deci e un tip de, să spunem, facilitate sau normalitate până la urmă, ne-ai da un răgaz de plată până la urmă. Deci de aici, un nu, foarte mare, de aici nu, nu, se, nu se întrevede uh, dorința de a dezvolta infrastructura, ci numai dorința de a lua banii. Ok, mergem mai departe. Vorbiți despre uh, tarife de utilizare a spectrului mult prea mari. Uh, da. Uh... În documentație se face o analiză a tarif, în primul rând tariful de utilizare a spectrului ar trebui să precizez ce este. Vă rog. Este tariful anual pe care un operator îl plătește pentru fiecare megahertz de spectru pe care îl are în folosință. În într-un concurs sau o licitație cum a fost 4G sau va fi aceasta, se plătește o taxă de licențiere și apoi în fiecare an în cei 15 ani se plătește o taxă anuală. E bine, până acum au fost tarife care au condus la un excedent bugetar pentru Ancom. Acum vreo doi ani, excedentul bugetar era de 10, 200 de milioane de euro. 200 de milioane de euro? De euro. Uh -huh. Dacă împărțim la 10 ani, grosomodo, ar rezultat cam 20 de milioane de euro încasate în plus. Banii ăștia sunt luați din buzunarul oamenilor, pentru că banii care sunt luați în plus, operatorii se întorc către utilizatorul final și îi uh, pun în nota de plată. În, zic, în tarife, tarife, tarife da, da, tarife mai mari, mm -hmm. da? Uh, iar în documentație se propune o micșorare a tarifelor. Au luat notă de faptul că s-au că perceput până acum tarife mai mari și mm -hmm. se păstrează tariful pentru banda de benzile sub 1 GHz, benzile care au spectru limitat în fiecare bandă în 700, 800 sau 900, sunt cam 2 ori 30, 60 de MHz spectru pereche și mai e, spectru ceva, mai e ceva spectru nepereche undeva la mijloc, 15, 20 de MHz. De, mm -hmm. se, se păstrează aceste tarife, 2,3 milioane de euro pe an, în schimb se reduc bine, se reduc bine spectru pentru celelalte benzi peste 1 MHz, cu excepția benzii de 3, TV glob care este alocată pentru comunicații mobile și cu această ocazie s-a mărit tariful anual de câteva ori de, cu 300 și ceva la sută dar, făcând Bun, are o logică, adică această. Deci, este o reașezare a tarifelor. Da. Dacă ne uităm, unele tarife au fost păstrate, altele au fost reduse, astfel încât să fie o corelare între benzile de frecvențe, dat, dat fi și interesul sau afacerea care se poate crea în banda de frecvențe respectivă. Dar, dacă ne, ne uităm la uh, veniturile care le-ar le, le putea încasa în com, Uh -huh. cu nou autoritatea de reglementare să spunem. Da, autoritatea de, de reglementare care încasează acești bani. Care la, încasează în fiecare soare. an în aceiași bani. Uh -huh. Dacă ne gândim că se adaugă nou spectru, și am spus la început că sunt multe, mai multe benzi și spectru total adăugat, acum sunt câteva sute de megahertz, e bine, banii pe care încasează Ancom, chiar și cu aceste reduceri, sunt mai mari decât încasa până acum. Deci dacă până în anul acesta încasa după socoteala mea, numai din comunicații mobile, 80 de milioane de euro pe an și, și a produs un excedent de 20 de milioane pe an, uh, deci a rezultat că ar avea 60 de milioane nevoie, mm -hmm. acum va încasa 100 și ceva de milioane, 105 milioane, deci, deci ar, ar avea un excedent de 45 de milioane, mm -hmm. ceea ce mi se pare anormal. Ne, ne furăm căciula singur, luăm dintr-un buzunar și altul, îl punem în altul. Adică acum cere banii de la operatori, în plus, mm -hmm. operatorii s-ar întoarce către utilizatorul final prin tarife și acesta sigur ar trebui să-i dea. Uh, mi se, bineînțeles că în ciclul ăsta intervine și inflația, nu? Tarife mai mari, inflația crește. Mi s-ar părea normal ca încom să încaseze exact cât îi trebuie. Uh -huh. Să-și uh -huh. să să facă o estimare, da? Undeva sigur, 60 ei, de, știu, da, ei știu da, foarte fac bine. un buget, să spunem. De exemplu, care... dau exemplu. 60 de milioane astea și ta, de, toate de euro vorbim, da? 60, 60 de milioane de, de euro. Și în spiritul ăsta, tarifele, după mine, ar trebui reduse la jumate față de cât s-au propus. Uh -huh. Astfel, vorbim de tarife de utilizare aspectului. Da. Pentru că acum n-ar trebui să se facă un colector de taxe pentru uh, guvern. Dacă are un excedent bugetar, banii ăștia, ce se întâmplă cu ei? Păi am citit că vor să-și construiască un sediu nou sau să Ok, se cumpere au 200 de milioane, se... cu 200 de milioane poate să-și construiască un palat. Da, uh, mai multe palate uh, chiar. Uh, deci N-are uh, rost să capitalizeze bani pentru că se va găsi un guvern care în lipsă de bani uh, va reuși să găsească o modalitate ca să ia acești bani din buzunarul oamenilor, indirect. Da, uh, suntem, vă reamintesc, la Business On Air, discutăm despre o licitație care deja a stănit foarte multe uh, discuții, controverse, lucruri, uh, mă rog, care se vorbesc despre această licitație, e vorba de licitația uh, pentru spectrele de frecvențe 5G. Alături de domnul Nicolae Oacă, domnul Oacă este consultant în domeniul uh, telecomunicațiilor și a tehnologiilor mobile. Uh, îi mulțumesc încă o dată pentru prezență și îl invit să continuăm discuția noastră așadar, domnule Oacă uh, suntem, vă, ca să reamintim ascultătorilor, aș citit documentele uh, da. ANCOM uh, cele pe care le-au publicat e, sunt documente care vin în, pentru pregătirea acestor, uh, aceste da. licitații și acum suntem la o chestiune poate mai tehnică, dar merită să o discutăm măcar câteva minute și anume să numește, ați numit-o dumneavoastră, echilibrarea deținelor de spectru pentru prezervarea, pentru păstrarea competiției. Haideți să vedem cam despre ce este vorba. Pare mai tehnic, dar este important în raport de competiție pe da. această uh, piață. Trebuie spus că uh, operatorii au intrat pe piață la momente diferite și au achiziționat spectru care s-a dat la vremea respectivă. Astfel că unii dintre ei RCS, de exemplu, care a intrat ultimul uh, în 2006, uh, nu a respect în toate benzile. Sunt unele benzi avantajate, benzile de sub 1 GHz, 900, 800, 700, avantajate prin faptul că au o propagare bună, uh, o antenă uh, acoperă un, un teritoriu mai mare, deci investiții mai mici, dar în însoțite de capacitate mai mică. E bine, uh, pentru a elimina acest dezavantaj, uh, licitația din 2014 a făcut o reparație și a acordat uh, operatorului RCSRDS uh, spectru, uh, i-a alocat uh, direct spectru un spectru de 2-5 MHz în banda de 900. Să spunem că aici o echilibrare a cum spuneți, dumneavoastră, ține cont până la, în ultima instanță de competiție. De com care echi trebuie Înseamnă de de viață, competiție. echilibrarea competiției. trebuie, nu să, înseamnă un da, trebuie să, să un avantaj pentru. Da, operatorii trebuie să aibă toți, să fie egal din toate puncte, mă rog, nu din toate, pentru că fiecare are o forță financiară diferită de cealaltă. Dar măcar din punctul spectrului pe care le au la dispoziție. Din punct de vedere al ce poate oferi Autoritatea de reglementare, spectru și așa mai departe. Autoritatea ar trebui să fie echidistantă și prin alocările de spectru. În acest moment există diferențe. Diferențe aia, nu? mari, da. Deci spuneam DRCS, care a intrat mai târziu, are numai 10 MHz în benzile sub 1 GHz și mă așteptam ca documente, în documentele licitației să găsesc referiri. Uh, există o referire care spune că deținerea de spectru în benzile sub 1 GHz se limitează la 2,30 de MHz. La uh, 2,30 de MHz. Dar fără a face o notă specială pentru operatorii cu dețineri mai mici, uh, RCS-ul chiar și, cosmo, uh, și fostul uh, Cosmote. Uh, mi se pare normal ca acestora două să li se dea spectru să li se aloce direct spectrul lui RCS-RDS, de exemplu, în banda de 800, mai există un 2x5 MHz în banda de 800 și să li se dea cu prioritate 2x10 în banda 9 de 700, rămânând ca ceilalți operatori să ia câte 2 ori 10 MHz. În felul acesta, deține de spectru nu sunt chiar echilibrate, dar se apropie, se mai apropie de, de Operatorii un, mari un, vor avea <coughs> un 50 de MHz, iar Cosmote ar putea și ajunge la 50, RCS, RDS la 40. Un, un echilibru cât de cât ar fi. Uh -huh. uh, Să spunem că în funcție de spectru e vorba de calitatea nu, serviciului? E vorba de și de, investiții, investiții, de investițiile. Da? Uh, dacă, uh, mai ușor acoperi țara cu benzile sub un gigahertz decât cu benzile înalte. Mm -hmm. vorba de pilonii care sunt mult mai rari Bun deci avem această temă înainte să ajungem și la poate la ultima temă sau nu, rog, mai este un pic aici vă rog, vă rog să uh, tot am Amintit am de faptul de limitarea de ținut de spectru uh, e bine uh, Ancom în licitație spune că se limitează spectrul la do, uh, 2 ori 30 dacă uh, mi-aduc bine aminte, uh -huh. dar numai până, uh, până după prima rundă. Ceea ce uh -huh. mi se pare incorrect, ar trebui limitarea să fie uh, totală, în, tot timpul. Uh, să explic ce înseamnă asta. Dacă un operator nu se prezintă, cum a fost în 2004, s-au oferit patru licențe, s-au prezentat doi operatori și au luat decât două licențe. Uh -huh. Astfel a fost posibil ca doi ani mai târziu, să mai ia licențe RCS și să avem un nou intrat pe piață, și Telemobil, care a fost cumpărată ulterior de Cosmote. Datorită acestui grij de a menține deține, deține de spectru în anumite limite, astăzi avem doi operatori, RCS și, și, și Cosmote. Fără de, fără de care prevedere s-ar putea să nu fi fost astăzi operatorii. Puteau să ia Orange și Vodafone, tot spectrul atunci și se termina cu competiția în România. Ei bine, spiritul ăsta ar trebui păstrat. Ar trebui ca deține de spectru să fie limitată pe toată durata concursului, astfel că dacă un operator nu se poate prezenta anul ăsta, să se poate prezenta peste un an sau peste doi ani să da, ia spectrul. Condițiile economice și am, în minte, uh, am în minte un exemplu concret. Uh, Rom Telecom, uh, grupul Telecom, scuze. Se află într-un proces da, de, de, restructurare. de restructurare, mai este și un proces de, vânzare, de, poate, nu mai este un proces de restructurare internă, dar mm -hmm. este și un proces de, de vânzare a participațiunilor uh, 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 companiei OTE uh, din România. Deci se pare că OTE ar vrea să-și vândă participație din România. Uh, în situația asta probabil că ei nu sunt foarte uh, interesați de licitații. nu e în moment propice, cum spuneați. Da, poate mai ales acesta. că... Uh, dacă ne referim la uh, grupul Telecom, uh, situația nu este prea bună uh, financiară. Uh, mm -hmm. Sigur, s-ar putea împrumuta, se zice, dar. Uh, da, mă rog, e un moment mai ceva mai, uh, mai special prin care. Da. Trece telecom, ca să nu De fapt, fapt dacă mi-aduc bine aminte, acesta. ei au și cerut ca să se amâne licitația uh, și mi se pare, deci mi se pare normală păstrarea uh, limitărilor. Uh, Toată durata concursului. Da, ideea pe care o spuneți dumneavoastră după modelul din 2004 este că dacă păstrezi acum o anumită uh, zonă de frecvență, poți uh, mai târziu, în uh, peste câțiva ani, nu să azi. ai mai multă concurență, să nu pierdem un, uh, un da. posibil operator. Deci, uh, tot în spiritul concurenței, din uh, documentație lipsește ceva. Stimularea pătunderei pe, pătundere pe piața a operatorilor de rețele mobile virtuale... Ce înseamnă operator de rețele mobile virtuale? Nu mai explic. puțin, explic da. și asta. Sau da. mai bine zis, uh -huh. uh, posibilitatea ca operatorii de rețele mobile virtuale să folosească și noua tehnologie 5G. Operatorii uh -huh. de rețele mobile virtuale, așa cum îi spune numele, nu are rețea, rețea uh -huh. virtuală. Uh -huh. uh, să dau un exemplu. În România, în urma licitației în 2012, Cosmote s-a obligat să găzduiască operatorii de rețele virtuale și găzduiește doi operatori, Laica Mobil. Deci Cosmote oferă uh, rețeaua sa, iar Laica Mobil sau uh, Acta își vinde propriile servicii sub marca proprie folosind rețeaua uh, Cosmote. Deci închiriază timp, îl vinde clienților lui sub marca proprie. Este Operatorii de rețele mobile virtuale sunt, eu o poveste veche din... Uh, uh -huh poate 20 de ani, Richard Branson din Anglia, cel care. Celebru, celebru business, da, da. Cel care a lansat prima linie aeriană virtuală, fără să aibă avioane, folosind avioanele altora el își făcea serviciu și îl împacheta frumos, dar închiria da. infrastructura de la alții, după aceea a venit ideea și a lansat-o și în telecomunicații și a făcut un parteneriat, dacă mi-aduc aminte, cu O2. Ei au oferit, O2 a dat rețeaua și ei și-au marketat serviciul Virgin Mobile. și asta a pătuns repede în lume, iar operatorii de rețele mobile virtuale sunt o alternativă la operatorii. Ei nu ating cote mari de piață, 10%, dar, uh, Dar fac de, parte din concurență. Cu, zis, din concurență. Da? De ce e important pentru România? Vorbeam înainte de uh, posibilă vânzarea lui Rom Telecom, uh, a, grupului Telecom, scuze. Dacă fostul uh, Cosmote va fi achiziționat, rețeaua de comunicații mobile al lui Cosmote va fi achiziționată de, de unul din operatorii existenți pe piață uh, Orange, Vodafone sau RCS, atunci din patru operatori vom avea trei. Competiția va scădea, iar asta va însemna în creșterea tarifelor următorii 2-3 ani, așa, pe termen uh, mediu, scurt către mediu, uh, și, bineînțeles, costuri mai mari pentru românul utilizator. Iar pre uh, prezervarea dreptului operatorului de rețele mobile virtuale să intre pe piață, să folosească și această tehnologie, uh, ar fi un îndemn la competiție, pe care acum ar trebui să-l dea. Uh, mai avem uh, 3 minute de emisiune și va ruga să tragem și câteva concluzii, dar să spunem, pentru că punctul dumneavoastră la final uh, din materialul pe care l-ați prezentat este se numește condiții uh, nu foarte propice sau nepropice adoptării tehnologiei 5G. La ce vă referiți? Uh, da, aici? Uh, mi se pare licitația mi se pare forțată. Piața nu cere tehnologia neapărat uh, pentru uh, și nici în lume. Aplicațiile care se fac cu această tehnologie sunt extrem de banale. Acces de bandă largă. În România, accesul de bandă largă în orașe este foarte bun. Avem rețele de fibră optică care oferă un, giga, un gigabit pe secundă cam peste tot. În zonele rurale e o problemă, dar nu te duci cu 5G în zonele rurale. 5G-ul se aplică în general în zonele dense. Deci nu există un killer application pentru România. Uh, operatorii deci nu cer piața nu cere foarte mult în acest moment cel În acest moment. apoi uh, nu am văzut niciun, niciun angajament din partea autorităților în, uh, în stimularea uh, lansării a, a, acestei tehnologii uh, vor, vor fi necesare uh, zeci de mii de antene noi uh, noi benz, noi antene zeci de mii, în documentație sunt prevăzute zeci de mii pentru fiecare operator E bine, asta vor însemna zeci de mii de aprobări, antene și cabluri de fibră optică care să le aprobe. În mod normal trebuia creat ghișeul unic de autorizare, operatorul se ducea, depunea cererea sau depunea online și într-un timp rezonabil, să zicem, o săptămână primea aprobarea și începea să-și construiască site-ul. Acum, după experiența lui Ronet, au durat luni de zile și tone de documentație uh, ca să, facă, uh, să se obțină autorizarea. Uh, lucrurile astea vor face ca instalarea rețelor să treneze foarte mult. Deci, încă o dată, România nu e pregătită. Singurul care e pregătit în toată treaba asta este guvernul. Să încaseze bani. bani da. Să îngaseze bani. Uh, și temerea mea este că, indiferent ce guvern va fi acesta sau altele, Uh, se vor folosi, uh, vor, vor căuta neapărat să folosească banii ăștia pentru a cârpi uh, bugetul statului care... Păi acum uh, vedeam, a, cu toții. Ne uităm da, că acum ar, ar fi 9 miliarde, să... de, uh, bu, 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 o, o, bugetul buget, are, da. ar avea nevoie de 9 miliarde de lei. Uh, ar fi păcat ca telecomunicație să fie uh, folosite ca sursă de finanțare și nu ca motor de dezvoltare economică. Eu am în minte că România trebuie să, fi, să devină una digitală, o strategie în care să, prin care să părăsim ultimul loc din Europa iar strategia 5G să fie o parte, să fie bine angrenată, adică înseamnă tarife, tarife tarifare scăzute din partea statului, stimularea lansării serviciilor, finanțarea unor, unor aplicații, unor experimente, astfel încât societatea românească, într-adevăr, să pășească pe drumul digitalizării. Am reținut argumentele dumneavoastră. În pofida ceea ce unor argumente ale dumneavoastră, credeți că anul acesta se va lansa această licitație? Uh, Ministerul și ancom par hotărât uh, să Da, da, să da facă Guvernul cei. este hotărât să ia banii 9 miliarde de lei deficit Este un stimulant uh -huh. un, argument favor, un argument în favoarea Un argument în favoarea licitației Bun, mulțumesc pentru analiza dumneavoastră, pentru toate eu cele prezentate astăzi. A fost alături de noi domnul Nicolae Oacă. Domnul Oacă este consultant în domeniul telecomunicațiilor și a tehnologiilor mobile. Eu sunt Constantin Rudnitski și vă spun ca de obicei rămâneți pe RFI. Vă doresc o zi bună în continuare, toate cele bune!